Este haos în educație, deși calendarul de organizare și desfășurare a bacalaureatului 2020 a fost în cele din urmă publicat luni de Ministerul Educației. Înscririle la examenul maturității încep pe 3 iunie din 22 iunie, sunt programate probele scrise, iar pe 30 iunie vor fi publicate rezultatele. În contextul epidemiologic actual, se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați proveniți din seria curentă și sau din seriile anterioare. De asemenea, distanța între elevi în sălile de examen va fi de cel puțin 2 metri. Elevii care se află în izolare sau cei confirmați pozitiv cu noul coronavirus, dar și cei care au diferite afecțiuni cronice sau cei care prezintă un risc crescut de infecție sau de a dezvolta complicații asociate infecției SARS-CoV-2, vor susține examenul conform unei proceduri speciale elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății. Mai multe federații sindicale din învățământ au atras atenția că în condiții de izolare generate de epidemie, nu au fost acordate șanse egale la educație în România. Mai exact, unii elevi, studenți și profesori nu au avut dispozitive electronice conectate la internet pentru cursurile virtuale. În paralel, în Camera Deputaților s-a dezbătut luni moțiunea simplă Pas cu pas am ajuns în colaps educațional. PNL a creat România needucată. Pro România și PSD solicită demisia Monica Ianisie, ministrul Educației, pe care o acuză de haos în domeniu, dar și de lipsă de viziune și de strategie care a făcut ca preșcolari, elevi, studenți, părinți bunici și personal din învățământ să trăiască luni de zile în panică și nesiguranță. Votul la această moțiune va fi dat miercuri.